Stimați colegi, ați văzut doar cele mai importante realizările de partidului. Noi avem mult mai mult. Și asta datorează nu mie, cât dumneavoastră, tuturor colegilor partidului, fiindcă puterea este partidul și nu președintele. Președintele este doar un speaker, un om care poate să propună o idee și să o realizeze. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că suntem împreună, că am îmbrățișat valorile liberale, că am îmbrățișat valorile naționale, că în momentul cel mai greu, când am avut trădători, am rămas acei oameni pentru ideile care am venit să le realizăm, pentru cauza noastră națională și europeană. N-a fost ușor și nu va fi ușor. Ocupația din 1940 a împărțit cetățenii Republicii Moldova în două tabele. Iată de ce astăzi Partidul Liberal este puțin un partid mai puțin înțeles. Fiindcă timp de acești ani de ocupație din acel român, moldovean, al lui Ștefan cel Mare, au rămas puțini. Au devenit foarte mult omul sovieticus. Și noi nu ne ocupăm de probleme sociale, economice. Noi ne ocupăm și luptăm pentru ca să fim recunoscuți. Și noi avem țară, și noi avem neam, și noi avem istorie, și noi avem limbă. Iată care e problema de ce liberalii astăzi au un procent mai puțin de cei care vin cu minciuna și cu macaroanele. Dar niciodată, de când există omenirea, n-a mers în față minciuna. Doar adevărul, doar dreptatea, doar libertatea. Și acest lucru îl facem noi. Și eu vreau să mulțumesc pentru aceasta. Eu mă consider om împlinit. Eu, prin munca mea, am contribuit ca să dărâmăm Uniunea Sovietică, Imperiul Sovietic, Imperiul Răului, cum spunea președintele Statului Demis și Reagan. Prin munca și ideile mele am apărat cetatea, capitala, ca să fie ocupată de comuniști în 2007. Prin munca și ideile mele împreună cu dumneavoastră am înlăturat guvernarea comunistă în 2009 de la putere și am adus valorile naționale, valorile europene la noi acasă. Astăzi suntem liberi ca niciodată în plan național. Și ne-a rămas doar să ne ocupăm de ceea ce n-am reușit să facem până acum. Să aducem dreptatea și bunăstarea. Pentru că nu poate exista timp de 20 de ani de democrație, popor sărac și guvernare bogată. Și aceasta este datoria noastră, liberalilor, așa cum a adus acasă valorile naționale. Să aducem această bunăstare. Să nu plângă copiii, bătrânii, să nu blesteme democrația, care în loc de bunăstare le-a adus sărăcii. Și eu sper că cei care au guvernat și mai guvernează vor trage concluzii și începând cu 2014, începând cu decembrie 2015, se vor gândi la cetățeni și nu la buzunarele lor. Și noi trebuie să amintim despre aceasta lor, că noi vrem o republică care se devină cu adevărat un stat de drept și democratic. Noi vrem cetățeni bogați și nu guvernare bogată. Noi vrem adevărul și nu minciuna. Noi vrem dreptatea și nu nedreptatea. Și noi să reușim. Sunt convins în aceasta. Multe am reușit. Și în plan personal, și în plan liberal. Ce n-am reușit eu?
Să-mi trădesc propriul popor. Să-mi trădesc colegii, alegători și națiune din care fac parte. Să-mi cumpăr pantofi înalți și să-mi fac coafură la Paris. Să min nerușinat pentru a fi primul. Să am bancă, să am avion și aeroport. Să am vilă în Miami și în codrii Moldovei. Și în sfârșit să fie orbot. Eu vreau să fiu acela care m-au dat părinții, mama Irina și tatăl Ghimpu, Mihai Ghimpu. Să fiu oameni printre oameni, dacă am o funcție pentru oameni, dacă am colegi să-i stimez, să nu-i trădez. Și cred că nimic nu există mai important decât faptul a fi om, indiferent de funcția pe care o are. Ce trebuie să facem noi împreună? Unu, să facem așa încât la toamnă, la 30 noiembrie, la putere să vină doar partide pro-europene, pro-NATO. Asta înseamnă libertatea și securitatea noastră. Și în plan personal, și în plan economic. Asta înseamnă să ne rupim definitiv de Imperiul Rus, care a dorit să ne mătură definitiv ca români moldoveni de pe pământul nostru natal. Și aceasta se poate întâmpla doar devenind stat membru UE, stat membru NATO. Să scăpăm de guvernanți bogați, să-i fericim și să fericim cetățenii. Este cel mai important lucru pentru noi, fiindcă partidele politice, sau mai bine, democrația nu-i dată pentru partide politice să unească niște oameni, să ajungă la putere prin minciuni, manipulare, macaroane, orez, ghinz, bidoane, nu știu ce mai sunt acolo. Democrația e dată pentru oameni, pentru libertatea lui, pentru dreptatea lui, pentru bunăstarea lui. Și cei care vin în funcție trebuie să curce cu aceste cuvinte. Libertate, dreptate, adevăr și bunăstare. Altfel, asta înseamnă a-ți umili mama, tata, bunei, frații, rudele, coșurile. Atunci când te gândești doar la buzunarul tău, la miliarde, la bancă, la aeroporturi, la avioane. Noi n-am luptat, liberalii, cu comuniștii, ca să aducem alții care fură mai mult ca dânsul. Nu pentru asta am venit noi în politică. Și asta trebuie să o înțeleagă ei, că începând cu 2015, acest lucru va mai merge. Avem nevoie de alianță pentru integrarea europeană, dar avem nevoie de alianță și pentru oameni, nu pentru cei care sunt în funcție. Și un lucru foarte important pentru noi, stimați colegi, să convingem românii moldoveni din Republica Moldova că avem o singură limbă, limba română, și o singură națiune. Și să conștientizăm cu toții că dușmanul nostru nu este propriul popor, ci cel ce a ocupat și a dezbinat neamul nostru, cel ce ne-a umilit pe deplin
aproape 200 de ani și că continuă să ne umilească parțial și astăzi prin ocuparea teritoriului din stânga Nistrului și a orașului nostru Tighina. Iată cine este dușmanul nostru. Nu moldovenii de dincolo de Prut, nu ardelenii, nu bănețenii, nu bucovinenii, ci acei care nu vor să împace cu libertatea omului, cu libertatea poporului. Și astăzi împușcă în fratele său în Ucraina. Iată care e dușmanul Republicii Moldova. Eu vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce am făcut noi, pentru ceea ce am făcut, am făcut împreună. Și să vă rog să ducem schimbarea până la capăt. Asta înseamnă integrarea europeană, asta înseamnă integrarea națională. Mulțumesc! Mulțumim din suflet domnului președinte Mihai Ghimpu pentru un raport prezentat într-o formă inedită, pentru că imaginea și fapta sunt mult mai convingătoare decât cuvântul și promisiunea. Îi mulțumim domnului Mihai Ghimpu că este așa precum este, că are caracterul pe care îl are. Îi mulțumim pentru faptul că este o persoană cu demnitate, cu verticalitate, care are curaj să spună lucrurilor pe nume, care nu face niciun pas înapoi de la scopul pe care și l-a propus. Îi mulțumim pentru faptul că are idealuri. Îi mulțumim pentru faptul că la vârsta onorabilă pe care o are, mai visează. Înseamnă că este tânăr încă. Îi mulțumim pentru faptul că a știut să ne adune în jurul domniei sale, pe noi toți cei prezenți în această sală. Îi mulțumim pentru faptul că a creat această echipă a Partidului Liberal. Îi mulțumim pentru faptul că are o energie deosebită, că știe să muncească zi și noapte în numele libertății, dreptății, păcii și bunăstării. Este un om sincer, este un om deschis și dacă uneori vorbele lui ustură, le spune oricum pentru că ține la noi toți și pentru că dorește ca Partidul Liberal să devină și mai puternic.